M-au întrebat atâția ce face un project manager, că cu ce mă ocup eu. Că bat frunze la câini, că le tai, că le fasonez, că ce fac eu totuși și de ce sunt project manager. E bine, project managerul este cel care vă dă o prăjitură. Dar el se ocupă tocmai ca prăjitura să iasă. El nu e bucătar, după cum nu e nici cofetar. După cum e posibil să ne aibă nici magazin, dar el, la finalitate, vă livrează o prăjitură. Fie că vă dă prăjitura în ambalaj, fie că vă dă prăjitura fierbinte, sau fie că vă dă prăjitura în farfurie, cu furculiță sau fără, e o prăjitură. Iar prăjitura asta este adaptată după nevoile celui care o consumă. Este unică, nu îi se repetă soarta, chiar dacă la un moment dat ea seamănă cu alte prăjituri, e unică. Are un buget limitat pentru a fi obținută, depinde de niște criterii de calitate, de timp, firește încadrările în bani, și are limitările pe care, practic, ele conferă tocmai șansa de a apărea ca prăjitură. Adică, e făcută cu un gen de bucătar, cu un tip de tehnologie, cu un gen de ingrediente. Sunt externalizate niște servicii, obții la un moment dat satisfacția însă și asta contează. Pentru că există și aici un criteriu de măsurare a satisfacției, funcție de care, la un moment dat, lucrurile decurg bine. Dacă planificarea nu ai corespunzătoare, ești ori supra, ori sub ceea ce se cheamă ritmul de elaborare al proiectului și atunci metrica ta este greșită. Dacă ești sub, s-ar putea să ai nevoie de suplimentare de fonduri. Dacă ești peste, Program s-ar putea să ai nevoie de o altă de funcționare. În toate cazurile, managementul de proiect este acel lanț de operațiuni care se desfășoară ordonat, într-o limită de timp, conform unei metrici, prin care se alocă resurse, cunoaștere, oameni, locații, bani și timp, la modul la care obții la sfârșit un tip de prăjitură. Prăjitura livrabilă. Are o durată de viață, de calitate, de performanță, de valabilitate, are un nivel la care practic s-a estimat, s-a programat, s-au acoperit niște riscuri și au fost administrate ca să se poată obține prăjitura numai după ce a existat susținerea unor colaborări care s-au făcut transversal. A unor relații de sponsorizare, susținere, asistență și control, poate chiar, care au venit de sus de la niște sponsori, de la participanți, care au avut o influență, o poziționare un lanț de relații și un canal de comunicare, s-au întreprins acțiuni prin care s-a format o echipă care să fie deprinsă cu asemenea activități și totul a dus la mobilizarea unor concurenți sau unor trupeți din linia clienților sau a celor care practic au fost incluși în echipă. Cam ăsta este managementul de proiect. În esență, lucrurile sunt disciplinate de anumite asociații profesionale, de instituții ca atare poți fi certificat, să dai examen, dar ceea ce este cel mai grozav este că pentru a obține prăjitura asta nu trebuie să fii bucătar, nu trebuie să ai scule de bucătărie, nu trebuie să ai restaurant sau cofetărie, nu trebuie să fii furnizor, ci trebuie să gândești întreaga aventură la modul la care, la sfârșit, prăjitura pe care o mănânci nu să fie doar comestibilă. Să te încadrezi în bani, în timp, în calitate și să aduci atât de multă mulțumire încât data viitoare să fie altcineva care să spună, mi-aș dori o prăjitură, dar să mi-o faci tu. Tu nu e nevoie să o faci, e nevoie să o livrezi.